Taberele organizate pentru copiii bolnavi de cancer sau diabet sunt mult mai mult decât simple evenimente recreative. Ele reprezintă adevărate refugii de speranță și curaj pentru cei mici și pentru familiile lor. Aceasta este tabăra națională de oncopediatrie de la Iași, care ajunge la a patra ediție. Participă 30 de copii, ei sunt însoțiți de 7 părinți, reprezentant fiecare părinți, unii sunt însoțiți de frați mai mari. Le asigurăm un program divers, începând de la momente de recreere în cadrul spațiului unde sunt cazați. Vor participa la jocuri tip bowling, vom participa împreună, îi vom însoți desigur și noi la o acțiune de echitație la Voinești. Sperăm ca și anul acesta, ca și în ceilalți ani, copiii să plece mulțumiți de aici, să uite de suferințele lor. Este prima tabără de acest fel organizată în țara noastră și nu numai în țara noastră, și la nivel mondial, la nivel de organizație Lions. Lions însemnând Liberty, Intelligence, Our Nation, Safety. Asta înseamnă libertate, inteligență, totul pentru siguranța națiunii noastre. Și asta vrem și noi să facem. Să încercăm să facem ceva pentru copiii care vor trebui să reprezinte ceva pentru națiunea noastră. Sunt copii care au afecțiuni oncologice stabilizate, nu neapărat neevolutive, sunt și copii cu afecțiuni în evoluție, dar sunt stabilizați și pot să facă față unei astfel de tabere. Pentru organizatori, aceste tabere sunt prilejuri de bucurie și emoție intensă. Revederea copiilor care au participat la edițiile anterioare aduce satisfacție de a vedea că acești tineri luptători continuă să-și trăiască copilăria chiar și în fața unor încercări uriașe. De fapt, mă deconectez de tot ce înseamnă școală, stres, un timp de relaxare maxim pentru mine și vin cu toată bucuria. Sunt mulți care subestimează anumiți copii, crezând că sunt cineva, dar de fapt, dacă ar ști prin ce treci un astfel de copil, cu siguranță ar fi altfel. Eu am avut și eu am trecut printr-o boală mai dificilă și am scris o carte, aștept să o public și cumva am teama asta să nu râde cineva de momentele prin care am trecut și sper să fie bine. Ne-a sunat soția domnului doctor care ne-a tratat în Timișoara și ea ne-a spus de oportunitatea asta de tabăra Lions. David este chiar foarte mare fan Lions Timișoara și cred că este o oportunitate foarte bună pentru copii pentru a reintra în colectivitate și ea se simți copii normali. Trăirile din această tabără sunt intense, atât pentru copii cât și pentru organizatori. Copiii au ocazia să uite, măcar pentru câteva zile, de spitale și tratamente, bucurându-se de activități care le aduc zâmbetul pe buze. În același timp, organizatorii și voluntarii experimentează o combinație unică de bucurie, recunoștință și melancolie. Astfel, aceste tabere devin adevărate oaze de umanitate, unde speranța și tristețea se împletesc, iar fiecare clipă petrecută alături de acești copii devine neprețuită.